Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Prețul fericirii, episodul 99. Hasan Ali este șocat când vede că Shafika trăiește și că ea este mireasa lui. Fiindcă nu poate să dovedească faptul că ea și Ender i-au întins o capcană, le transferă acțiunile și le include în consiliul de administrație al firmei. Următoarea zi o așteaptă pe Shafika să semneze anularea căsătoriei înainte de a afla cineva, dar ea nu mai apare. După ce trec 24 de ore, ceea ce îi rămâne de făcut este să deschidă un proces de divorț. După ce a convins-o pe Zehra să îi transfere acțiunile, Mert vrea să divorțeze. Zehra îi cere sfatul lui Hasan Ali, iar el îi promite că îi va recupera acțiunile și o invită să locuiască la el, fiindcă îi este milă de ea că nu are familia alături. În schimb, Zehra e de acord ca el să îi administreze acțiunile. Mai târziu, Hasan Ali recuperează acțiunile de la Mert prin amenințare. Shafika merge acasă la Ildiz cu o valiză în mână sub pretext că își caută soțul. Toți sunt șocați să afle că Hasan Ali s-a căsătorit cu ea. Hasan Ali află de la Kagatai și merge după ea. El nu vrea ca familia să știe adevărul, așa că le spune că s-a îndrăgostit de Shafika. Când ajung acasă la el, Hasan Ali pune să-i se pregătească o cameră separată și îl pune pe Sedai să păzească ușa lui toată noaptea, fiindcă se teme de ea. Shafika nu vrea să divorțeze, fiindcă acum va avea dreptul la jumătate din averea lui. Hasan Ali vorbește cu avocatul lui, iar el îi spune că dacă ea refuză să divorțeze, procesul ar putea dura până la 2 ani. Atunci el plănuiește să o facă să divorțeze de bună voie. O trimite să-i gătească mâncare tradițională și îi spune că altfel se va plânge judecătorului că nu este o soție bună. Fără să știe el, Shafika o pune pe servitoare să-i gătească. De asemenea, ea îl are la mână pe Mahmud și el e nevoit să lucreze pentru ea. Deși Ender nu a vrut să se căsătorească cu Hasan Ali, acum îi displace faptul că Shafika este mai bogată decât ea. Seara, Hasan Ali își invită familia la cină. În timp ce se află acolo, Kagatai merge să-și ia telefonul din mașină, iar Kansu merge după el, îi spune că nu poate să-l uite și îl sărută. O persoană îi fotografiază. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.